primăria promite măsuri pentru furturile din cimitir. După discuțiile purtate în cimitirul Eternitatea cu romașcanii care au rude ce se odihnesc în locul de veci, în urma cărora au ieșit la iveală și nemulțumirile cetățenilor, primăria romană a promis că va lua măsuri de siguranță. În felul acesta poate va ține sub control situația furturilor. Este un singur post de paznic care lucrează de centure dând, vă dați seama, dar tot la fel, vom face o monitorizare și cu poliția locală. Noi am vorbit să montăm și niște camere în cimitir, oricât de... Și extinderea iluminatului poate ajuta. Aici avem proiectul deja cu extinderea iluminatului, probabil ați vorbit la locatul și vi s-a spus. Este un proiect pe care îl vom continua. Eu le-am solicitat să mergem mai departe cu extinderea iluminatului în parcul municipal. Este un proiect al nostru, deci am făcut o parte și vrem să continuăm această extindere de care locatul va trebui să se ocupe în urma discuțiilor pe care noi le-am purtat cu ei. Rumașcanii și-au exprimat nemulțumirile într-un reportaj realizat de postul nostru de televiziune. N-am avut niște pare, așa, niște cablu, că n-am avut timp ca să, cum să fac vorba și ei, să fac gărduț și am făcut așa niște cablu. L-au furat de 3 ori. De 3 ori mi l-au furat de acolo. Îl cumpăra băietul de ce luminiță, de ce care se luminează noaptea, se luminează ziua, mi l-au furat pe amândouă. Pe amândouă mi le-au furat de acolo. E mari hoții. E de jos când vede o pomenire 70 pe femeie. Nu-i bună. Pui în gardiază un polițai acolo. Oamenii au recomandat autorităților locale atenție sporită și în cazul curățeniei.